Iubiții mei, frați, iubite surori, aș dori ca Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, să completeze orice neajuns și să acopere orice slăbiciune și să putem pleca din adunare binecuvântați de Domnul, declarând, spunând că Domnul a fost și în această seară și a avut de lucru în viața noastră, ne-a binecuvântat și ne-a cercetat inimile și putem să plecăm cu bucurie în suflet că Domnul s-a atins de noi. Amin. Să știți că stați aici în adunare și Domnul veghează. Domnul nu este indiferent la prezența dumneavoastră și la dorința pe care o aveți înaintea lui Dumnezeu. Nu-L vedeți, pentru că Dumnezeu nu este trup, El este Duh, așa declară Scriptura. Dar puteți să-L simțiți pe Dumnezeu. Femeia care avea o problemă și a zis, numai să mă ating de poala hainei și voi fi vindecată. Și a fost vindecată, slăvit să fie Domnul. Amin. Și sufletul dumneatale poate să fie vindecat. Amin. Și problema dumneatale poate să fie rezolvată. Amin. Domnul are un cuvânt pentru dumneatale și în seara aceasta. Domnul să lucreze și să ne binecuvinteze. Amin. Amin. Într-o adunare a venit odată cineva care n-a mai fost într-o biserică de-a noastră, de-a pocăiților. Și după program a mers la păstor și a zis, Domnule, mi-a plăcut atât de mult la dumneavoastră aici în biserică, cântarea, tot ce a fost, declararea poeziilor, fanfara, corul, a fost ceva extraordinar. Dar nu înțeleg un lucru. Unde sunt sfinții, Domnule? Pentru că eu știu că atunci când merg în biserică, pereții sunt plini de sfinți. Unde sunt sfinții dumneavoastră? Și păstorul i-a răspuns, Domnule, sfinții din biserică suntem noi. Ai văzut pe cel care a cântat, el e sfânt. Cei care stau pe scaune, ei sunt sfinții. Sfinții nu sunt pironiți pe perete. Sfinții suntem noi, oamenii. Și ar vrea în seara aceasta, deși e un cuvânt puțin cam greu, dar ar vrea să vorbesc despre sfințenie. Să trăiești o viață sfântă. Cum putem să fim sfinți? Vedeți dumneavoastră, asta este marea noastră problemă a secolului nostru. Oamenii nu mai sunt sfinți, nu mai au teamă de Dumnezeu. Noi tot vorbim de diferite crize. Criza asta este. Ducem lipsă de oameni sfinți. Oameni care să fie corecți. Oameni care să fie cu moralitate, cu caracter. Ducem lipsă de astfel de oameni. Și ajung în funcții de conducere. Ajung legiuitori, ajung parlamentari, guvernatori. Oameni care nu mai au teamă de Dumnezeu. Care nu mai sunt sfinți. Și apoi se vedem deciziile, alegerile care le fac. Asta e problema noastră. Înainte de a intra în pasajul care l-am citit, ar vrea să fac câteva afirmații vis-a-vis de sfințenie. Da? Vorbim despre o viață sfântă. Prima afirmație care vreau să o fac este că sfințenia nu este facultativă. Noi nu recomandăm la cineva să fii sfânt. Uite, îți recomand să fii sfânt. Sfințenia nu e facultativă. Nu e dacă vrei sau nu vrei. Când vorbim de viața eternă, de viața veșnică, când vorbim de Dumnezeu, sfințenia nu e facultativă. Aici vorbim despre un lucru absolut, absolut. Spune cuvântul Domnului în versetul 16 care l-am citit. Căci este scris, fiți sfinți că eu sunt sfânt. E scris lucrul acesta. Trebuie să fim sfinți pentru că Dumnezeu este sfânt. Amin. Acum, vreau să vă întreb. Cere Dumnezeu un lucru de la noi care nu putem să-l facem? Dacă Dumnezeu spune fiți sfinți. Asta spune Dumnezeu. Pentru că El este un Dumnezeu sfânt, noi trebuie să fim sfinți. Cere Dumnezeu ceva imposibil? Oare Dumnezeu ne pune așa într-o încurcătură, nu? Dacă stăm să ne gândim să fii sfânt, e foarte greu de aplicat lucrul acesta. Dar cu toată această greutate, nu avem alternativă. Trebuie să fim sfinți. Așa este porunca lui Dumnezeu. Și ca să întărim versetul acesta, vreau să citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3, unde cuvântul lui Dumnezeu spune foarte, foarte clar, foarte categoric, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Dumnezeu are o voie cu privire la tine, cu privire la mine, cu privire la dumneatale.
are o voie, care e voia Lui? Să fii sfânt. Asta vrea Dumnezeu de la mine și de la dumneata. Vrea să fii sfânt. Trebuie să te ferești de orice lucru murdar, de orice lucru păcătos. Asta este voia lui Dumnezeu. Asta este ceea ce vrea El, ceea ce dorește El de la noi. Efeseni 1, capitolul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu că în El Dumnezeu ne-a ales înainte de temerea Lui. De ce? Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Auzi? Te-a ales Dumnezeu? Spune că te-a ales înainte de a face lumea. Dumnezeu te-a cunoscut, Dumnezeu a știut când te naști, a știe numărul zilelor dumneatale și Dumnezeu te-a ales. Și a făcut ca să fii și la adunare, să-L cunoști pe Dumnezeu, dar te-a ales un scop. Vreau să te întreb, oare te-a ales Dumnezeu? Dacă te-a ales, scopul este ca să fii sfânt și fără prihană înaintea Lui, înaintea lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 7, spune că Dumnezeu este acela care ne-a chemat. La ce ne-a chemat? La sfințenie, nu la necurăție. Dumnezeu te-a chemat. Ai auzit chemarea lui Dumnezeu? Ai auzit vocea lui Dumnezeu cum te-a chemat? Spune că te cheamă pe nume. Ești al meu, spune Dumnezeu. Dumnezeu te-a chemat. Te-a chemat nu la necurăție, ci la sfințenie. Dumnezeu ne-a făcut o chemare ca să fim sfinți. Ca să fim sfinți. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cuvântul Domnului spune foarte clar, ia uitați în versetul 14, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Oameni buni, creștini dragi, spune aici, nu vă lăsați târâți în pofte. Sunt anumite lucruri păcătoase care sunt în noi. Instinctele acelea primare care, cu care ne naștem, că spune fratul David, în păcat m-a zămislit mama mea. Firea aceea care vrea să se realizeze pe sine, care vrea să iese în evidență. Spune, nu vă lăsați târâți să fii târât de pofte, condus stăpânit, căci ele îți vor transforma viața într-una păcătoasă, într-una murdară, într-una imorală, într-una fără caracter. Nu te lăsa târât. Ești chemat să fii sfânt. Deci, sfințenia nu-i facultativă. Apoi, sfințenia începe cu ascultarea. Revenim la versetul 14, care spune în prima parte ca niște copii ascultători. Asta înseamnă sfințenie. Asta e partea practică al creștinismului. Ascultare. Știi cât ești de credincios? Cât asculți? În rest poți să dai din gură cât vrei. E vorbărie goală. E teorie. Ești creștin, ești credincios atât de mult cât asculți. E drept că ascultarea e foarte grea. Și oamenii zic că ascultă de Dumnezeu, dar nu mai ascultă de autoritatea delegată de Dumnezeu. Nu mai vor să asculte. Ei ascultă direct de Dumnezeu. Și încearcă să dribleze și cred ei că schimbă hotărârile lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu a hotărât prin creație. A hotărât o ordine. N-ai cum să asculți de Dumnezeu dacă n-asculți de autoritatea delegată de Dumnezeu. Ceea ce Dumnezeu a pus deasupra dumneatale. Și atât de mult asculți de Dumnezeu cât asculți de această autoritate. Și atât ești de credincios cât asculți. În rest, e teorie, e vorbărie. Poți să vorbești vrute și nevrute. Atât ești de credincios. Adevăratul copil al lui Dumnezeu nu este acela care cântă, care predică, nici cel care face minuni, nici cel care prorocește. Este cel care ascultă de Dumnezeu. Spunea Mântuitorul Hristos că în ziua aceea vor veni mulți și vor zice, Doamne, dar noi am prorocit, noi am făcut minuni, Doamne, noi am cântat, noi am predicat cuvântul, Doamne, am făcut multe și Domnul îi spune clar, plecați că nu vă cunosc. Poți să mergi, poți să faci, poți să cânți. Dacă nu asculți, nu poți să fii copilul lui Dumnezeu. N-ai cum să spui că îl iubești pe Dumnezeu și să-i întorci spatele, să te răzvrătești împotriva lui Dumnezeu. Să n-asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Sfințenia începe
cu ascultarea, cu ascultarea. A treia afirmație care vreau să o fac. Sfânt înseamnă separat, înseamnă pus deoparte. Asta înseamnă cuvântul sfânt. Să fii separat de păcat și să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Cred că în vremea noastră Dumnezeu are nevoie de cineva care să-L reprezinte pe acest pământ. El e sfânt și trebuie să aibă oameni sfinți care să-L reprezinte pe pământul acesta. Oameni sfinți. Iubiții mei, mă întreb și aș vrea că această întrebare să aibă ecou în seara aceasta. Câți dintre noi mai suntem sfinți? Adică câți dintre noi mereu alegem, mereu este o alegere deliberată, este o alegere pe care noi trebuie să o facem, ne punem deoparte, ne separăm de păcat. Asta nu înseamnă să ieșim din lume, pentru că Mântuitorul Hristos ne-a trimis în lume. El are nevoie de noi în lume, nu în pădure. Nu undeva unde nu sunt oameni, într-o chirie, să fiu puznic, nu. Are nevoie de noi în lume, dar să fim separați de lume. Să nu fii ca lumea. Lumea să nu fie în dumneatale, să fii în lume, dar să nu fie lumea în tine, în dumneatale. Oare câți dintre noi? Atât de mult se diminuează creștinismul, atât de mult vedem că pocăiții nu mai sunt pocăiți, pentru că nu mai sunt sfinți. Putem să facem orice, dar dacă nu mai sunteți sfinți, am pierdut totul. Dacă trăim în păcat, nu mai contează nimic, indiferent de programele pe care le avem. Indiferent cât de deștepți suntem, cât de talent, cât de mare talent a pus Dumnezeu în noi. Poate ne-a înzestrat Dumnezeu cu anumite abilități cu care ne-am născut, abilități naturale, indiferent de toate. Dacă trăiești în păcat și e pericolul cel mai mare și vedem asta la vedete, la actori, la cei care sunt înzestrați și au anumite abilități cu care s-au născut, Dumnezeu i-a înzestrat cu anumite abilități. În povestea fratele Marcel Măcelaru, când a fost acum două săptămâni la noi, sunt la masă, povestea că el, imediat după ce a terminat armata, în 90, a prins Revoluția în armată, s-a tras, a zis că a stat câteva, o noapte și o zi numai la pământ, pentru că se tregea după ce l-au prins pe Ceaușescu, în fine, nu vorbim, dar cei care sunt responsabili sunt cum sunt. Nu Ceaușescu a împușcat. El, când s-a urcat în avion și a plecat, gata. Puterea țării a fost în mâna altor. Și atunci s-au început să omoare. Și s-a creat ambuscada care s-a creat. Da, spunea el că a făcut conservatorul. A mers și s-a angajat în aral la filarmonică. A stat câteva luni. Și a zis, imoralitatea, păcatul, care caracterizează vedetele, aveau o influență puternică, nu puteam să stau în mijlocul lor. A trebuit să îmi dau demisia, să-mi aleg o altă profesie. E mare pericol pentru vedete. Și dacă Dumnezeu te-a înzestrat, să știi că nu valorează nimic talentul tău. El vine de la Dumnezeu, Dumnezeu l-a pus în tine, și asta nu înseamnă că ești mai deasupra tuturor. E ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Dar dacă nu e sfânt, poți să fii vedetă de cinema, că e egal cu zero. Talentul tău, abilitățile tale, orice ai face tu, egal cu zero. Sfânt trebuie să fii. Sfânt. Și dacă ești sfânt, ești separat de lume, separat de păcat. Ești pus deoparte pentru Dumnezeu, în slujba lui Dumnezeu. Știu că Petru Popovici povestea odată că taică-su i-a cumpărat o vioară și, cum era ei în sat, era o nuntă și cel care cânta la vioară i s-a stricat vioara. Lăutarul care cânta. Și a venit la el, a auzit că și-a cumpărat vioara și a zis, împrumută și mie vioara la nunta asta și, eu închiriez, îți dau cât îmi cer. Și s-a gândit Petru Popovici, a zis,
Nu, adică să dau vioara să cânte pentru destrăbălați, pentru păcat. Nu, nu, nu ți-o dau, ia să cânt, nu-i o dă. Asta am cumpărat-o, am pus-o în slujba Domnului. Asta cântă pentru Dumnezeu, nu cântă pentru lume, ci pentru... Să fii separat. Talentul tău, abilitățile tale, pune-le în mâna lui Dumnezeu. Separat de, de păcat, separat de lume, să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. A patra afirmație, în procesul acesta al sfințirii, avem și noi o parte. Există o parte pe care o face Dumnezeu în procesul sfințirii noastre și o parte pe care trebuie să o facem noi. Ne aparține nouă. Întotdeauna Dumnezeu este credincios. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că El, în ciuda necredincioșiei noastre, El rămâne credincios. Chiar dacă noi nu suntem credincioși, El își face partea Lui. Dar nu poți să fii sfânt dacă tu nu-ți faci partea ta. Haideți să citim Filipeni capitolul 2, versetul 12 și versetul 13. Să vedeți partea noastră și partea lui Dumnezeu. Astfel, da, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Auzi? Ce trebuie să faci tu? Să duci până la capăt. Să duci. Ai fost până acum ascultător. Fii ascultător în continuare. Și du până la capăt. E responsabilitatea dumneatale. Să duci până la capăt mântuirea cu frică, cu cutremur. Și apostolul spunea, nu numai când sunt eu de față, și în lipsa mea. Spune versetul următor, căci Dumnezeu este acela, partea lui Dumnezeu. Noi avem partea noastră, să ne luptăm, să ducem până la capăt și partea lui Dumnezeu. Spune, Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Dumnezeu lucrează în mine, lucrează în dumneatale și îți dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea. El își face partea Lui. El îți dă voință ca să te pocăiești. Îți dă voință ca să trăiești o viață sfântă, dar El și te ajută să trăiești o viață sfântă. Dar dumneatale ai partea dumneatale. Du până la capăt. Mântuirea de obște Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să citim câteva versete din 1 Petru, capitolul 2, versetul 1. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Lepădați, dar orice răutate. Cine trebuie să lepede? Dumnezeu? Păi Dumnezeu are răutate. În El nu este vicleșul. În noi sunt toate lucrurile acestea. Și există partea noastră, ca să fim sfinți, care trebuie să ne-o facem. Să ne pădăm, să aruncăm, să dăm la o parte de la noi răutatea, vicleșugul, prefăcătoria și clevetirea și toate astfel de lucruri. Spune tot aici, 2 Petru, capitolul 1, versetul 3, partea lui Dumnezeu. Ia să fim atenți. Există o parte a noastră și partea lui binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde. Cine ne-a născut? Cine? Dumnezeu. Dumnezeu. El este acela care produce schimbarea, care produce această naștere din nou. Hai să citim și versetul 4 și apoi și versetul 5. Până ne-a chemat la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Auziți? Ne-am pocăit, Dumnezeu ne păzește, nu ne lasă, nu și-a mâinat de pe noi. Suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Partea lui Dumnezeu. În procesul acesta, da, să știți că sfințirea este un proces. Nu crezi că ești sfânt, gata. Dintr-o dată e sfânt. Discutam după biserica de dimineață cu un domn care a venit de câteva ori la biserică, vrea și el să se pocăiască și îmi spunea viața lui, mărturisea, povestea de câte a trecut, necazurile lui și toate lucrurile și îmi zicea, domnule, acum citesc, am o râvă, o pasiune pentru cuvânt, dar sunt lucruri care nu le înțeleg. Nu știu, aș vrea așa, dintr-o dată, să mi se deschidă mintea. Când se naște un copil, el prima dată mănâncă lapte, da? Îi dai carne, îi dai mâncare. Că, na, procesul acesta digestiv, dar nu poate să... cum se spune? Da, să digere. Nu se poate. Prima dată, apoi, încet, încet, mai pui acolo ceva, după aia, așa este și din punct de vedere duhovnic. Prima dată, clasa întâi, nu ajung la facultate. Copilul meu din clasa 0. Acum abia în față și el trage acolo linii și ce mai face. Dar nu-l trimit la facultate. Eu vreau să facă doctor, dar el zice că nu se face, în fine. Dar nu pot să-l trimit la medicină. Lasă-l să parcurgă
fiecare clasă. Așa este și din punct de vedere duhovnicesc. Sfințirea este un proces. Și în procesul acesta al sfințirii, Dumnezeu are partea Lui și tu ai partea ta. Să ne ajute Dumnezeu să ne facem partea noastră, să ne facem această parte pe care noi o avem să ne-o facem. Deci, nu trebuie să fim pasivi, ci să fim activi. Dumnezeu se luptă pentru noi, ne luptăm și noi. Dumnezeu lucrează pentru noi, lucrăm și noi. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Iubiți frați și surori, timpul s-a dus repede. Acum aș vrea să vorbesc puțin din pasajul acesta și să trecem rapid peste câteva aspecte vis-a-vis de viața sfântă. Trăirea unei vieți sfinte este determinată de răscumpărarea noastră. Ceea ce generează, ceea ce ne determină ca să fim sfinți, este răscumpărarea. Să citim versetul 18 și versetul 19. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu aur sau cu argint ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără păcat. Ce ne determină să trăim o viață sfântă? Răscumpărarea. De fapt, răscumpărarea a fost scopul pentru care Mântuitorul Iisus Hristos s-a întrupat, pentru care a venit pe pământ. Și spune aici în versetul 18 că nu cu lucruri pieritoare am fost răscumpărați din felul nostru de șer de viețuire. Când vorbim de răscumpărare, trebuie să înțelegem foarte bine, având imaginea aceasta a unui sclav. Sclavul, da, era proprietatea unui om care era bogat, care avea bani și ca să devină liber, trebuia plătit un preț. Prețul răscumpărării. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, prețul pentru un sclav era 30 de arginți. Și Iuda l-a vândut pe Domnul pe prețul unui sclav. 30 de arginți. Acum, spune aici cuvântul lui Dumnezeu despre răscumpărarea noastră, căci noi eram robi, robi ai păcatului, da, și prețul care trebuie plătit, valoarea era atât de mare că nu s-a găsit bunuri trecătoare, pieritoare, bunuri de pe pământul acesta. Era atât de mare prețul. Dar cu ce am fost răscumpărați? Spune aici versetul 19, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Nu cu aur, nu cu argint. Cât ar fi aurul, câte caracter avea, n-ar putea să răscumpere sufletul dumneatale. Și tocmai de aceea ai fost răscumpărat cu sânge scump. Cu sângele lui Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale. El a jertfit sângele Lui Sfânt. Are această putere să te curățească și să te ierte. Și mă rog ca în seara aceasta să primești răscumpărarea. Darul acesta al iertării păcatelor. Dar n-ai vrea să fii scăpat de păcate. Nu? Ce zici? Te robește, da, vorbeam despre Domnul care am avut discuția la prânz. Da, zicea că l-a izbăvit Domnul de multe. Mai e ceva, tutun. Mai e, nu poate. Fără tutun. N-ai vrea ca Domnul să te răscumpere. A plătit preț și pentru tutun, și pentru alcool, și pentru prostii, și câte lucruri, câte păcate, câte vicii. Nu e legat, nu e robit omul. Dar Hristos a murit. Sângele Lui te poate răscumpăra. Prețul a fost plătit. A fost plătit. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și dacă încă mai stai în păcatele tale, dacă încă mai ești robit de păcatele tale, nu uita. Nu cu sânge, nu cu aur, nu cu argint. Cu sângele scump al Domnului Hristos ai fost răscumpărat. Nu mai fi răscumpărat. Ai fost răscumpărat. Tu ai fost răscumpărat. Prețul s-a plătit. Soluția pentru iertarea păcatelor s-a găsit. Ai fost răscumpărat. Din felul acesta de jertfă,
din robia aceea, din robia, mai vrei să trăiești? Când prețul s-a plătit și, atenție, răscumpărarea aceasta are conotații veșnice. Da? Da, ai fost răscumpărat din felul acesta de șer, de viețuire, ai fost răscumpărat de păcat, dar ai fost răscumpărat și de iad. Pentru că păcatul te ducea în moarte eternă, în moarte veșnică, despărțire totală, veșnică, eternă de Dumnezeul, Creatorul tău. Dar ai fost răscumpărat și de iad. De ce mai vrei să mergi? De ce nu vii la Hristos care te-a răscumpărat și de iadul etern? Vrei să ajungi acolo împreună cu diavolul când prețul s-a plătit? Ai fost răscumpărat. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru jertfa de la cruce. Apoi, vis-a-vis de trăirea unei vieți sfinte, al doilea lucru care vreau să îl scoatem în evidență este că trăirea unei vieți sfinte este reflectată în purtarea noastră. Deci, prima dată am spus că este determinată de răscumpărarea noastră și apoi, în al doilea rând, este reflectată, se reflectă trăirea aceasta unei vieți sfinte în purtarea noastră. Citim versetul 15 până la 17. Și după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul priveciei voastre. Versetul 15. Cel ce v-a chemat e sfânt. Și aici cuvântul spune, fiți sfinți în toată purtarea voastră. Da? Aici nu spune să fiți sfânt duminica, ci spune să fiți sfânt în toată purtarea voastră. În credința majoritară de la noi din țară, da, credința ortodoxă, se face mare diferență între sacru și profan, ceea ce nu-i după Biblie. Da, vii la, la biserică, sacru, ceva sacru, ceva sfânt. Și apoi te duci de la biserică, ceva profan, ceva... Poți să fii necredincios, poți să fii oricum. Nu, nu există. Aici spune să fii sfinți în toată purtarea voastră. În fiecare zi. Și nu doar câteva ore din zi. Da? Păi jumătate din zi a fost sfânt. Jumătate mi-a... Nu. Spune în toată purtarea voastră. Și apoi în versetul 16 spune căci este scris fii sfinți, căci eu sunt sfânt. Aici Petru nu vorbește, auzi, vă spun și eu ce cred, nu? Spune, ceea ce vă spun eu e scris. E scris. Voi trebuie să fiți sfinți, căci Dumnezeu este sfânt. Continuăm versetul 17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă, fără părtinire pe fiecare după faptele lui, ce trebuie să facem? Purtați-vă cu frică în timpul privegiei voastre, da? Dacă îi spuneți lui Dumnezeu Tată și te rogi rugăciunea Tatăl nostru și spui Tatăl nostru care ești în ceruri. Dacă Dumnezeu e Tatăl tău, dar atenție că s-ar putea să nu fie Dumnezeu Tatăl tău. Așa spunea Mântuitorul. Le spunea la contemporanii lui, spune, voi aveți ca tată pe diavol. Auzi, pe dacă faci faptele lui, înseamnă că el e Tatăl tău. Cine spune o minciună, spunea Mântuitorul, spune dintre ale lui. Adică spui limba ta, gura ta în slujba celui rău. Și el e tatăl tău. Dar dacă Dumnezeu ți-e tată, dacă chem ca tată, pune pe cel ce judecă fără părtinire. Adică vorbim și de judecat. Dumnezeu judecă, el e tată care nu face părtinire. Și a judeca pe fiecare, spune după fapte. Te poți juca cu Dumnezeu. Te va judeca și pe tine, după faptele tale. Nu ne place lucrurile acestea. Dar sunt adevăruri profunde. Adevăruri ale lui Dumnezeu care nu le putem ocoli. Nu vă putem spune lucruri măgulitoare. Lucruri care să vă ducă în iad. Și acolo în iad să strigați și să spuneți o, de ce n-ai spus adevărul? Nu. Trebuie să spunem adevărul. Dumnezeu judecă și te judecă și pe tine. Mă judecă și pe mine. Și ne judecă fără părtinire. Pe fiecare după faptele noastre. Ce trebuie să facem? Păi să ne purtăm cu frică.
să avem teamă de Dumnezeu. Să nu spune că Dumnezeu lasă, că ne iardă, lasă. Merge și așa că Dumnezeu ne iardă. Nu merge, omule, că Dumnezeu e sfânt. Înțelege lucrul acesta. Trebuie să te porți cu frică. Mereu să ai teama de Dumnezeu în dumneata tale. Orice acțiune pe care o întreprinzi, orice gând care îl lasi și meditezi asupra Lui, orice vorbă pe care, de-aia spune, fiți sfinți în toată purtarea voastră. Și lucrul ăsta trebuie să se vadă în purtare, în vorbire. În acțiunile pe care le întreprinzi, în hotărârile dumneatale. Să vrei să vadă, să fii sfânt. Să ai teama asta de Dumnezeu. Doamne, scot o vorbă. Păi trebuie să o scot cu teamă de Dumnezeu. Să nu permit să vorbesc orice. Când vreau și cum vreau. Sau să fac orice. Trebuie să am această teamă sfântă de Dumnezeu. Frați și surori, Evanghelia trebuie trăită. Nu doar vorbită. Trebuie trăită. Spunea cineva că într-o biserică un păstor le-a spus în oriașilor duminica viitoare, până duminica viitoare, să citiți Marcu capitolul 17. Și a venit duminica următoare și a întrebat, fraților, v-am spus să citiți Marcu capitolul 17. Ridicați mâna cine a citit. Și toată lumea cu mâna pe sus. Dar Marcu 17 nu există. Evanghelia după Marcu are 16 capitole. Atâta minciună, atâta fățărnicie, atâtea lucruri. Păi, omule, trăiește Evanghelia. Trăiește-o, că de-aia ea nu trebuie doar propovăduită, nu trebuie doar vestită. Ea trebuie trăită. Acesta este finalul. Și cu scopul acesta propovăduim Evanghelia. Ca să o trăim, să fim sfinți în toată purtarea noastră. Al treilea lucru, trăirea unei vieți sfinte este legată de nădejdea noastră. Nădejdea noastră, versetul 21, spune aici cuvântul Domnului, care prin el suntem credincioși în Dumnezeu care l-a înviat din morți și i-a dat slavă pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. De ce suntem sfinți? De ce trăim în viața sfântă? Avem o nădejde. Nădejdea voastră să fie în Dumnezeu, spunea psalmistul, psalmul 39. Haideți să citim câteva versete. Era și el nedumerit, frământat, psalmul 39, de la versetul 2. Și zice, la un moment dat am stat mult în tăcere, am tăcut, măcar că eram nenorocit și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima mine, un foc lăuntric mă mustuia și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis, chiar zis, Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele, vine răspunsul din partea lui Dumnezeu, sunt cât un lat de mână. Și viața mea este ca o nimica înaintea ta. Da, orice om este dar o suflare, oricât de bine s-ar ținea. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua? Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? Analizând, trecând în revistă, meditând la toate aceste lucruri, la viața atât de efemeră, spune, Doamne, mai am vreo nădejde? Ce mai pot nădăjdui? Și spune, în Tine, în Tine, Doamne, în Tine, Dumnezeule, îmi este nădejdea mea. Mulți spun și au nădejdi înșelătoare. Ce spune Ieremia, de aceste nădejdi înșelătoare. Dar Sfântul Apostol Pavel, în Roman, capitolul 5, vorbește despre o nădejde care nu înșeală. Nădejdea aceasta care nu te înșeală. Că într-o zi vei fi cu Dumnezeu. Într-o zi vei trăi împreună cu Dumnezeu. Este legată de sfințirea, de o viață trăită în sfințire. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Al patrulea lucru care vreau să-l spun, trăirea unei vieți sfinte e ajutată de părtășia frățească. Versetul 22 și versetul 23. Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curăți sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste. De ce ne curățim? De ce trebuie să trăim sfânt, spune aici? Ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Și ce trebuie să facem? Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. Versetul următor, fiindcă ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi
Și din, ați fost născut din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în viață. E de mare importanță și vorbeam și de dimineață despre părtășia frățească. E să fie ajutat în viața asta de sfințenie, nu neglija părtășia din biserică. Te ajută enorm de mult și de fapt este un element determinant, un element și un pion important în trăirea unei vieți sfinte, în a te ajuta să trăiești o viață sfântă. Nu mai am timp, dar vreau să fac o recapitulare. Am spus la început câteva afirmații. Sfințenia nu este facultativă. Sfințenia începe cu ascultare. Sfințenia înseamnă separare, pus deoparte. Sfințenia, sau în procesul acesta al sfințenie, avem și noi în partea noastră. În ceea ce privește trăirea unei vieți sfinte, aceasta, în primul rând, este determinată de răscumpărarea noastră, este reflectată în purtarea noastră, este legată de nădejdea noastră și ne ajută părtășia frățească. Frați și surori, scopul cu care v-am adus mesajul acesta este ca Dumnezeu să ne dea putere să fim mai sfinți. Nu știu care este nivelul sfințeniei dumneatale. Ești la un anumit nivel. Procesul acesta nu știu până unde a ajuns în viața dumneatale. Dar vreau să nu se oprească. Vreau să continui să fii mai sfânt. Mai sfânt. Nu uita de răscumpărare. Nu uita că trebuie să fii sfânt în toată purtarea dumneatale. Nu uita de nădejdea. Avem o nădejde. De aceea avem cuvântul acesta. O viață sfântă. Pentru că avem fericita noastră nădejde. Și te ajută părtășia și legătura frăcească. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit să stăm ridicați și să ne rugăm lui Dumnezeu cu aceste gânduri, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să rugăm, Doamne, ajută-mă să fiu mai sfânt. Amin.